Domnule Răzvan Nicolescu, aș dori să vorbim în acest interviu în principal despre rolul României pe care l-ar putea avea în perioada următoare pe piața gazelor în regiune. Vedem că țările din jurul României încearcă să facă tot ce le stă în putință pentru a deveni actori relevanți pe piața gazelor. De exemplu, Bulgaria creează un hub de gaze la Marea Neagră cu sprijinul Comisiei Europene, iar Ungaria la fel are ambiții de a deveni hub de gaze. Între două țări cu astfel de ambiții, care ar putea fi rolul României în regiune pe piața gazelor? Da, cam toată lumea în regiunea noastră își propune să fie un hub de gaz. Din fericire pentru noi, știți, ca la fotbal, noi suntem cei care avem mingea. Ceilalți nu au mingea, adică nu au produsul. Noi suntem cel mai mare producător din regiune și cu perspective importante de a ne crește producția. Cât de relevanți vom fi, depinde în primul rând de noi. De ce ne propunem să facem? Ca să fim un hub, în primul rând, trebuie să fim o zonă prin care gazul natural să circule, să intre, să iasă, să se consume, să se producă. Cam acestea sunt premisele dacă vrem să devenim un hub. Eu cred că putem să jucăm un rol regional. Nu cred că trebuie să ne propunem și că să devenim, de exemplu, un competitor pentru Rusia, care e un mare producător și aproape are un monopol pe ceea ce înseamnă furnizele de gaz natural în regiune. Dar un jucător regional cred că putem să aspirăm prin istoria noastră, prin prezentul nostru și mai ales prin perspectivele de viitor. Concret, ce ar putea să facă România? În primul rând, să-și definească o strategie, ce anume vrea să facă. Avem pe de o parte câmpuri, în zona de producție, câmpuri vechi, cu, chiar dacă Romgaz a făcut recent o descoperire destul de importantă, dar producția înregistrează un declin, producția în câmpurile vechi, dar avem zona de offshore neexplorată sau cu explorările neterminate încă, plus că avem și zona de onshore, de zona de teritoriu, de una care nu e legată de Marea Neagră, la Marea Adâncime, unde se fac lucrări de explorare. Deci, teoretic și practic, avem șanse să ne creștem și mai mult producția. Apoi, cu acest surplus de producție, sunt două opțiuni. Opțiunea numărul 1, care mi-e place foarte mult, și anume să încercăm să consumăm o parte din acest gaz suplimentar produs în industria din România, fie că vorbim de petrochimie, fie că vorbim de industria chimică, fie că vorbim de industria farmaceutică, fie că vorbim de industria siderurgică, deci să încercăm să creăm pentru acest gaz natural o valoare adăugată mai mare. Opțiunea numărul 2, cantitățile suplimentare care nu pot fi consumate în România, să fie exportate. De asemenea, este important, dacă vrem să devenim un hub de gaz natural, să putem să oferim opțiuni de tranzit prin România, să putem să oferim opțiuni de tranzacționare pe bursele românești, și să putem, de asemenea, să fim implicați în diverse acorduri din acesta de cumpărat, vândut gaz la alții, în așa fel încât volumul tranzacțiilor pe piața noastră să fie semnificativ mai mare decât volumul produs și consumat. Da, dar totuși România se pare că are rivali destul de importanți în regiune, în legătură cu tranzitul de care vorbeați. Există și alte proiecte pe care le-am putea considera rivale. De exemplu, țări precum Bulgaria, Serbia și Ungaria au aderat la proiectul rusesc Turkish Stream, care ar urma să transporte gaz rusesc în Turcia pe de-o parte și în țări din Europa pe de altă parte. Acest proiect rusesc ar putea avea cumva o influență asupra României în ceea ce privește proiectele pe care le vizează? Evident că o să aibă un impact dacă va fi finalizat și observăm că lucrările sunt în derulare. Primul impact este acela că este foarte probabil ca tranzitul de gaz rusesc care se întâmplă în acest moment prin conducte inclusiv românești, cum mă refer la cele trei conducte de tranzit, este posibil, repet, ca acest gaz care tranzitează România să scadă ca și cantitate. Acest lucru generând și o scădere de venituri pentru operatorul de transport românesc. Este prima consecință. A doua consecință este cât de mare va fi consumul de gaz în Turcia
și cât de mult din acest gaz transportat prin Turkey Stream se va întoarce către Uniunea Europeană, către Bulgaria, mai departe Ungaria, Austria, către centrul Europei. Rușii au interesul să, strategic și economic, să încerce să evite Ucraina. Vor să facă lucrul acesta prin intermediul, în principal prin intermediul Nord Stream și apoi prin intermediul Turkey Stream. Este de văzut cum se vor finaliza aceste lucruri, dar este evident că aceste dezvoltări nu au cum să nu ne afecteze. Gândiți-vă că dacă noi nu vom crește suficient consumul nostru actual și aceste zone de producție din Marea Neagră sau zone care sunt înainte de decizia de a trece la producție se vor transforma în zone de producție și vor începe să producă 6, 7, 8 miliarde de metri cubi pe zi, România ar putea ajunge la un nivel de producție de aproximativ 20 de miliarde de metri cubi pe an. Deci 20 de miliarde de metri cubi pe an. La un consum undeva la nivelul 12-12,5 miliarde de metri cubi în funcție de condițiile atmosferice. Atunci ar rămâne un surplus de aproape 7 miliarde de metri cubi care ar trebui exportați. Vă repet, dacă nu reușim să creștem consumul nostru intern. Și cred că ar trebui să ne propunem acest lucru. Deci, vom avea un surplus. Acest surplus, dacă va fi exportat către o țară, sau către două, sau către trei țări, înseamnă că acele țări care vor cumpăra gaz produs în România, foarte probabil vor cumpăra mai puțin gaz produs în Rusia. Dacă aș fi, să spun așa, reprezentantul Gazprom, ar fi firesc să nu-mi doresc să se producă foarte mult în România, pentru că dacă s-ar produce în România, eu am concurență, probabil nu voi mai putea vinde cât, atât de mult cât vindeam în prezent. Deci primul lucru de care trebuie să fim conștienți este acela că între producătorii români și producătorii ruși se derulează inevitabil, sunt într-o competiție pentru că, practic, consumul nu cred că va crește la limite atât de mari încât să nu afecteze cotele de piață ale celor care livrează în momentul de față. Deci va fi o opțiune cum ne păstrăm piețele. Și aici vor fi probabil elemente legate de această concurență care ar putea să vizeze inclusiv infrastructura. Pentru că infrastructura te ajută să ai sau să nu ai acces la anumite piețe. Noi pe zona de infrastructură mai avem multe de făcut. Pe zona de infrastructură a noastră națională, care trebuie modernizată și care nu este încă suficient de informatizată, digitalizată, eficientizată, plus infrastructura care să ne conecteze cu țările din jurul nostru. În 2014 aveam un anumit grafic și o anumită prioritizare în realizarea acestor proiecte de interconectare. Între timp, observ că lucrurile s-au mai schimbat ca și priorități. De exemplu, mi se pare că am întârziat foarte mult cu realizarea interconectărilor cu Republica Moldova. Deși pe teritoriul românesc am alocat încă din 2014 fonduri structurale și ar fi trebuit măcar tronsonul nostru, care ține numai de sistemul nostru de transport, să fie deja finalizat. Am avansat cu BRUA, există și acest grant acordat de Comisia Europeană. Încă nu avansăm, din punctul meu de vedere, așa cum ar trebui în discuțiile cu Ucraina pentru reverse flow de la Medier și Aurit. Situația conductelor de tranzit și accesul la conductele de tranzit este puțin neclară. Adică nu e foarte clar când expiră rezervarea făcută de Gazprom, cât la sută din capacitate se utilizează sau nu se utilizează. Ar trebui aici, sigur, probabil și cu... Oricum, Rusia dorește să limiteze tranzitul prin Ucraina, tocmai de asta. 2019, și atunci, practic, s-ar elibera
vreo 30 de miliarde de metri cubi prin cele trei conducte. Tocmai din acest lucru ar trebui probabil cu acordul celor de la Gazprom, dacă este un, dacă este o înțelegere bilaterală care, care trebuie respectată, dar cu acordul lor ar trebui, cred că, mai multă transparență în legătură cu viitorul acestor conducte de tranzit. Deci, trebuie lămurită situația conductelor de tranzit, trebuie accelerat cu Moldova, trebuie văzut ce facem cu Ucraina. Acum înțeleg că este și o idee să ne interconectăm cu Serbia. Este acest proiect cu Ungaria, cu Brua, faza 1, faza 2. Sunt discuțiile dintre Ungaria și Austria, care cred că, din punctul meu de vedere, și am mai spus-o public, ne preocupă, cred că mai mult decât ar trebui. Noi ar trebui să fim mai mult preocupați de ceea ce facem noi și ceea ce ne propunem noi să facem, decât ce vor să facă alții, pentru că fiecare, așa cum am spus, fiecare își urmărește interesul, fiecare are un plan. Dar propriu. Tocmai pentru că fiecare își urmărește interesul, ar exista posibilitatea ca gazele care vor fi transportate prin Turkey Stream, prin Bulgaria, să ajungă cumva și în România? Sigur că ar exista posibilitatea, că din punct de vedere tehnic, interconectorul Giurgiu-Rusă este realizat. Dacă se va realiza și conducta Podișor-Recaș, poate putem să avem gaz din Turkish Stream care să intre și în România, acum ar putea să se ducă și mai departe către Ungaria și către, prin Brua. Către centrul Europei, prin Brua 1 sau chiar prin Brua, să spun așa, finalizat la o capacitate de 4,4 miliarde de metri cubi anual, la cât conducta este proiectată. Din punctul nostru de vedere, cred că pentru România important ar fi dacă se poate ca toate conexiunile între Bulgaria și Grecia să se realizeze așa cum au propus, în așa fel încât noi să ne diversificăm opțiunea de import pe care o avem în prezent și care este una singură, și anume Gazprom. Deci, pentru piața noastră, ar fi bine să avem și o altă opțiune de import. Cum crucial pentru sectorul de gaze naturale din România este ca aceste explorări din Marea Neagră să se transforme în capacități de producție, adică să începem să producem. Noi avem niște rezerve descoperite, dar companiile de acolo încă nu au luat decizia de investiții. Deci, pe de o parte, trebuie să producem noi mai mult, în același timp trebuie să avem o opțiune la import alta decât Gazprom. Dacă vom reuși aceste lucruri, să avem o altă opțiune de Gazprom, să producem mai mult și dacă vom fi și o țară de tranzit, foarte bine. Mai ales atât timp cât nu există tranzitul, nu generează un impact negativ pe facturile plătite de consumatori. Dar legat de Brua, cel puțin la nivel de declarații, toată lumea era informată că va fi un proiect dedicat gazelor din Marea Neagră. Acum se vorbește mult mai puțin sau chiar deloc despre această idee ca gazele din Marea Neagră să ajungă în conducta Brua. Nu, Brua nu a fost un proiect pentru a transporta gazele din Marea Neagră. El a fost gândit ca un Nabucco mai mic. Deci el a fost gândit ca parte din ceea ce se numește coridorul vertical, pentru ca România să mai aibă o opțiune alta decât importul din Rusia. Acesta a fost, să spun așa, elementul principal care a dus la toată gândirea legată de Brua. Este adevărat că ulterior momentului când s-a discutat de acest concept, coridorul vertical și Brua, au apărut și aceste semnale pozitive din Marea Neagră. Și atunci șansele proiectului au crescut și mai mult. Pentru că pe lângă posibilitatea de a achiziționa gaz de la Shah Deniz prin TAP, TANAP sau de la terminalul LNG grecesc de la Revituza, unde sunt livrări și din Qatar, sunt livrări și din Algeria, sunt livrări și din Statele Unite ale Americii. Deci aveam două opțiuni, Shah Deniz 2 sau Revituza, și cu o perspectivă mai lungă gazul iranian, dacă lucrurile din punct de vedere politic se calmează ca și relații între Iran și Uniunea Europeană, au apărut semnele pozitive din Marea Neagră. Și atunci, evident că proiectul a devenit din ce în ce mai atractiv economic, pentru că aveai două posibile surse, Azerbaijan
terminalul grecesc, plus gaz românesc. Acum avansează și rușii cu Turkish Stream. Cred că putem să vorbim de 4 posibile surse. Gaz românesc, gaz rusesc, gaz azer sau gaz, să-i spun așa, generic grecesc, chiar dacă nu-i grecesc. American, catarez, algerian, acolo vin vapoarele și practic descarcă gaz lichefiat. Aceasta este situația în momentul de față. Vă repet, ce este important pentru noi, legat de BRUA, ca să nu existe un impact negativ pe facturile plătite de consumatori, iar impactul negativ, riscul de impact negativ apare dacă se construiesc conducte care rămân goale sau care nu se pot, investițiile nu se pot rambursa din taxele de tranzit sau din ceea ce plătesc fie producătorii, fie cumpărătorii, fie cei care fac comerț, cumpără dintr-o parte și vând în alta. Și al doilea lucru, să se realizeze această investiție care nu este deloc ușor de realizat din punct de vedere tehnic. Deloc, este o adevărată încercare. Iar trei, dacă se poate ca noi să influențăm în vreun fel lucrurile din punct de vedere regional, foarte bine. Dacă nu, trebuie să ne uităm în primul rând la noi și să ne gândim ce ne propunem, ce anume vrem să facem. Dar noi prin BRUA încercăm acum practic să facem o conductă de tranzit? De fapt, e o conductă de tranzit? BRUA este o conductă de tranzit. BRUA este o conductă de tranzit. Care probabil va fi, chiar dacă va fi de tranzit, ea va fi integrată în Sistemul Național de Transport Românesc. E o conductă în care este și această finanțare alocată de, beneficiază de 180 de milioane de euro fonduri nerambursabile, altele decât fondurile din structurale care au revenit României, adică nu din fonduri structurale, cum este partea cu Republica Moldova, la care mă referam la mai devreme. Iar pe aici se poate face tranzit, cum foarte bine se poate face de la Podișor la Recaș, se poate face transport și între un consumator, să presupunem că își face o nouă fabrică de îngrășăminte la Recaș. Teoretic poate să primească permisiunea de a se conecta direct la sistemul de transport românesc. Adică, da, în mare parte cred că va fi utilizată pentru tranzit. Și indiferent de unde vor proveni gazele, că e gaz rusesc, că indiferent de zonele de unde provin gazele, acestea vor ajunge în Ungaria și de aici? Deci ca să înțelegem cum funcționează lucrurile. Atunci când construiești o conductă, simți că este practic nevoie de acea conductă. Și zici, dumneavoastră, să construiesc o conductă de la Podișor, de lângă Giurgiu, la către Ungaria sau către Austria. Bun. Îți faci toate studiile, vezi că este posibil din punct de vedere tehnic și la un moment dat organizezi o procedură care se numește Open Season. Și zici, dragilor, ați fi interesați să închiriați parțial sau total capacitatea acestei conducte? Și se face un Open Season, fie în engleză se spune binding obligatoriu, adică faci o ofertă și acea ofertă este obligatorie, poate să fie un Open Season cu titlu informativ, fără niciun fel de angajament din partea celui care face o ofertă, poate să fie o combinație între ofertă obligatorie și ofertă opțională. Înțeleg că în cazul BRUA, când s-a făcut, ea este practic opțională până la sfârșitul anului, dar de la sfârșitul anului se transformă în ceva obligatoriu, adică trebuie să plătești acele taxe dacă vrei să-ți păstrezi capacitatea. Iar în momentul în care constați că este cerere, zici, da, ceea ce am gândit inițial este corect, există cerere, acum să văd cum realizez structura de finanțare. Mă duc și mă împrumut la bănci, folosesc fonduri proprii, folosesc fonduri structurale dacă pot și dacă am dreptul și dacă sunt capabil să le atrag. Cam așa funcționează lucrurile în cazul unei conducte. Apoi, nu prea mai poți să controlezi din momentul în care ai construit conducta și în momentul în care capacitatea se este rezervată, prea mai poți să controlezi sursa de gaz. Și gazul nici nu-i, adică nu-i gazul rusesc roșu, gazul românesc roșu, galben și albastru, cel american în culorile americane și așa mai departe. Gazul e cum e. Adică acolo o să intre ce o să hotărească
cel care plătește. Iar tu trebuie să-i transporți și să te bucuri de taxele de transport, să te bucuri de valoarea economică creată de o mare investiție, să te bucuri că țara ta este mai strategică, pentru că cu cât ești, cu cât sunt mai multe conducte de asta care, care tranzitează, e o țară care are o însemnătate mai mare. Deci cam așa funcționează lucrurile. Mai este un proiect despre care s-a vorbit în luna februarie, când a fost semnat un memorandum între Transgaz și compania de transport al gazelor din Slovacia pentru dezvoltarea coridorului Istring. E un proiect slovac mai vechi. În acest caz, care ar putea fi sursele de aprovizionare? Din câte știu, în 2015, oficialii slovaci au invitat Gazpromul să participe la dezvoltarea proiectului. Deci aici este, cred că au mai schimbat lucrurile puțin din 2015, legat de slovaci, austrieci și unguri. Între Slovacia și Ungaria este în momentul de față în construcție un interconector. Da, sunt bani alocați, inclusiv bani de la Uniunea Europeană. Foarte probabil capacitatea acestui interconector va fi de aproximativ 4,5 miliarde de metri cubi pe sensul dinspre Ungaria către Slovacia. Slovacia este foarte bine conectată atât cu Austria cât și cu Ucraina. Deci ei sunt interconectați și cu Austria și cu Ucraina. Mai mult decât atât, operatorul de transport slovac este prezent în acționariatul de la Baumgarten din Austria. Și atunci, este posibil ca o parte din gazul transportat de Brua, vă repet, 4,4 miliarde de metri cubi, să intre în Slovacia, să se consume în Slovacia sau chiar din Slovacia să se ducă în Austria. Cum este posibil ca o parte din gazul transportat de Brua să intre din Ungaria direct în Austria, ungurii au promis că vor face un reverse flow, deci un flux invers cu Austria. În momentul de față, ei doar pot să importe din Austria, nu pot să exporte. Părerea mea este că îl vor face la un moment dat, dar nu-l vor face la capacitatea de 4,4 miliarde de metri cubi. Și atunci, am spus acum câteva săptămâni, și după o serie de discuții pe care le-am avut la Bruxelles, că părerea mea, chiar dacă nu este neapărat ceea ce îmi doresc, părerea mea este că o parte, că Slovacia ar putea să fie parte din Brua, dacă vreți, sau o parte din gazul tranzitat prin Brua ar putea să intre în Slovacia, să fie consumat în Slovacia sau să meargă mai departe în Austria, însă prin Slovacia. De ce spun că nu mă bucură neapărat această opțiune? Această opțiune este una mai costisitoare. Pentru că mai intri într-un alt sistem național, un alt sistem de transport, nu are un impact direct pe România, să spun așa, dar are un impact asupra operatorilor care produc în România. Adică, dacă gazul la Baumgarten este 80 de euro 1000 de metri cubi, să zicem că prin Brua și interconector direct Ungaria-Austria, costurile de transport ar fi de 10. Și atunci tu, companie care produci în România, tu o să-l vinzi cu diferența între 80 și costurile de transport, la care probabil o să mai adaugi sau o să mai accepti un discount pentru cel care, pentru traderul, pentru cel care îl cumpără și care îl vinde la Viena, să zicem că tu îl vinzi cu 69. Îi dai traderului 1 euro, plătești 10 euro costuri de transport. E, dacă se duce prin Slovacia, probabil nu o să mai fie 10 euro, probabil o să fie 11,5 euro pe 1000 de metri cubi. Și atunci nu o să mai poți să-l vinzi cu 69, vei fi obligat să-l vinzi cu 68 sau 67 sau 67,5. Cam așa stau lucrurile în momentul de față. Dar în același timp, orice interconectare, orice proiect trebuie să facă sens din punct de vedere, din punct de vedere economic. Bine, și având în vedere toate aceste mișcări care se produc în jurul României, în România, acum multă lume se întreabă ce se întâmplă exact cu gazele din Marea Neagră, cum pot fi valorificate ele concret.
Vorbim aici de cantități importante care ar putea fi extrase anual din Marea Neagră. Unde s-ar putea duce, pe unde și în România cum ar putea fi ele valorificate? Petrochimie, da, ok, dar cine să investească în petrochimie? Am văzut un anunț făcut de cei de la OMV care spuneau că la Ploiești s-ar putea relansa petrochimia. Același lucru ar putea să facă și celelalte două rafinerii. Mă gândesc în primul rând la cei de la Petromidia. Îngrășăminte, avem o serie de combinate care nu produc. Sigur, unele dintre ele cu niște probleme juridice, dar teoretic ar putea fi relansată producția de îngrășăminte în România prin combinatele existente, prin alte combinate construite. Deci cred că creșterea consumului de gaz în zona de industrie trebuie să ne preocupe. În zona rezidențială asistăm la o creștere a numărului de locuințe de gospodării conectate la rețelele de gaz natural cu aproape 100.000 pe an. Ceea ce înseamnă o creștere la un consum anual normal al României, o creștere de aproape 3% anuală provenind din consumul rezidențial. Deci avem pe de o parte niște nevoi în industrie, nu mi se pare normal, de exemplu să importăm îngrășăminte din normal economic. Să importăm îngrășăminte din Serbia, din Bulgaria sau din Ungaria. Când noi dispunem de o resursă de gaz natural care este mai ieftină decât resursa pe care o au și bulgarii sau pe care o cumpăr și bulgarii și sârbii și ungurii, pentru că nu mai dați la o parte costul acela de transport și veți vedea că dacă fac o fabrică de îngrășăminte în România, chiar dacă producătorul mă va trata, să spun, la fel, dând la o parte costul acela de transport, beneficiez de un gaz mai ieftin. Eu cred că și o negociere bună cu producătorul poate obține chiar un discount și gazul pe care eu îl consum îl pot obține la un preț mai bun decât categoric decât tot ceilalți, numai prin eliminarea costurilor de transport, dar chiar și printr-un discount obținut direct de la producător. Deci face, cred că, foarte mult sens din punct de vedere economic. Al doilea lucru, dar aici este nevoie de o decizie strategică a țării. Folosim sau cât de mult folosim gazul pentru producția de energie electrică. Și al treilea lucru, ce se întâmplă cu conectarea localităților din mediul rural la sistemele de distribuție de gaz natural. Cele 100.000 de gospodării care se conectează anual la sistemul de distribuție de gaz natural sunt în marea lor majoritate gospodării care provin din dezvoltarea orașelor existente. De exemplu, în București se mai construiește în Militari un cartier de blocuri. Blocurile respective se conectează la sistemul de transport. Dar aici mai poate să fie și o decizie ca noi să conectăm anumite localități, orășele mici sau comune la sistemul de gaz natural. Personal nu susțin această idee, pentru că până la urmă gazul natural este un combustibil energetic de tranziție. La un moment dat o să dispară. Aș susține mai degrabă ca localitățile noastre mici să fie conectate direct și să facem încălzire, să facem gătit, să facem deci tot consumul casnic pe electric. Mai mult decât să facem pe gaz, ca apoi să ne întoarcem la electric peste 10-15 ani. Adică să facem această tranziție de două ori. La noi în mediul rural se folosește încă biomasa, coceni, lemne, rumeguș, crenguțe și la gătit și la apă caldă și la încălzit. Deci nu sunt pentru rezidențial, mai mult decât dezvoltarea orașului, mai mult decât acest 3% generat de 100.000 de noi gospodării. Dar cred că pe zona de industrie este absolut necesar să încercăm, iar pe zona de producție de energie electrică trebuie să ne decidem ce vrem. Vrem surse regenerabile, vrem energie nucleară, vrem energie electrică produsă pe cărbune, pe lignit, vrem pe gaz natural. Aici este o decizie strategică care... Tocmai că pentru toate aceste lucruri ar fi nevoie de o strategie și aici ne întoarcem la ce spuneați înainte, la început. De fapt, de două strategii ar fi nevoie, una pe industrializare și alta pe energie. Cine să le facă?
Păi, este clar aici... Adică e nevoie, clar, de o gândire unitară. Este nevoie de o gândire, e nevoie de o gândire unitară. Cred că, exact cum am spus, este nevoie de un, practic de un plan. Dom'le, ce ne propunem pe zona de consum? Ce ne propunem pe zona de infrastructură de export? Ce ne propunem pe zona de tranzacționare de gaz natural? Ce ne propunem, nu știu, prin companiile noastre la nivel regional? Am văzut că Transgaz a intrat într-o... încearcă să participe la un proces de privatizare în Grecia. Va rămâne un caz singular, este parte într-o strategie, ar trebui lucrurile puțin corelate. Iar aici, cred că este rolul, aici ar trebui să joace statul un rol, în așa fel încât să știm exact care joc pe care îl jucăm noi. Sau ce vrea România să joace. Pentru că altfel o să jucăm niște jocuri ale altora. Pe mine, de exemplu, nu mă preocupă foarte mult dacă gazul exportat se va consuma în Ungaria, în Austria, în Slovacia sau în Ucraina. M-aș dori să consume o parte în Republica Moldova, dar în afară de Republica Moldova, unde se va consuma, se va consuma. M-aș dori să se consume, în schimb, în România, dacă se poate. Vă repet, pe zona de, pe zona de industrie. Da, dar până se fac... aceste strategii, până se fac proiectele de industrializare pe zona de petrochimie, de exemplu. Până atunci, ce se întâmplă cu gazele din Marea Neagră? Ce ar putea să decidă operatorii? Ne apucăm de extras gazele din Marea Neagră sau mai așteptăm? Asta este o decizie a lor. Cred că statul ar trebui să-și facă o analiză. Ce înseamnă Marea Neagră ca și impact pentru România? O metodă de a estima acest impact a fost creată de către un academician american, un academician american născut însă în Rusia, se numește Leontief, care a primit și premiul Nobel pentru această metodă, se numește metoda input-output. Adică trebuie să estimezi, domne, care este impactul direct al unei investiții. Impactul, au investit companiile câteva miliarde. Ce a câștigat România până acum din aceste miliarde? Ca impact direct, ca impact indirect, ca impact indus. Ce va putea câștiga România dacă aceste companii mai investesc încă câteva miliarde? Și apoi să te uiți, să spun așa, la întreaga situație. Să spui, dom'le, din Marea Neagră, companiile au riscat atât, vor genera atât, statul a câștigat atât și va mai câștiga atât. Și să fie un lucru absolut transparent, simplu de înțeles, de demonstrat, și să fie un lucru corect, cinstit față de stat, cinstit față de companii. Pentru că mi se pare strategic ca proiectele din Marea Neagră să se întâmple. Strategic. Pentru că sunt niște miliarde care vor veni la bugetul de stat al României și România va fi într-o situație privilegiată regională, așa cum îmi spuneam, și anume să aibă mingea. Adică toți vor să joace, dar mingea e la noi. Sau una dintre minge la noi, că alta e la ruși. Deci, mi se pare foarte important ca Marea Neagră să se întâmple și să se întâmple în așa fel încât să fie corect, cinstit față de stat, cinstit față de investitori și transparent față de opinia publică, în așa fel încât să fie cât mai puțin care vor critica. Vor fi tot timpul unii care vor critica. Unii sunt și îndemnați și stimulați din zona de est să mai critique. Pentru că, v-am spus, se face Marea Neagră, se livrează mai puțin gaz din Rusia. Nu trebuie să fim naivi. Dar este necesară transparența, este necesară comunicarea și este necesar ca lucrurile să se desfășoare corect, cinstit. Și în raport cu investitorii și în raport cu statul român. Din fericire, simt cu toată turbulența asta în zona politică și scandalul ăsta permanent pe care îl asistăm, la care asistăm și care mie personal nu-mi place absolut deloc, simt că pe zona de proiect de Marea Neagră pare un anumit consens. Nu am simțit niște piedici de la vreo forță politică, de la vreun lider politic, fie că e președinte, fie că e prim-ministru, s-au mai schimbat, au venit alții, s-au certat, s-au împăcat, dar am simțit o anumită coerență și mi se pare că la nivel de conducere de România se înțelege importanța. Acum, vă repet, lucrurile trebuie făcute cu transparență și trebuie făcute corect. În așa fel încât numărul criticilor să fie
cât se poate de mic și numărul susținătorilor cât se poate de mare, plecând de la premisa că niciodată nu vor fi doar susținători. Și o ultimă întrebare, având în vedere toate aceste lucruri și concurența destul de puternică cu Rusia, cu gazele din Rusia, cât de mari credeți că sunt șansele României să devină un stat important în regiune pe piața gazelor naturale? Nu trebuie să ne propunem să concurăm cu Rusia. Rusia este o altă... Deci suntem ca un boxer de categoria mijlocie care ne gândim să ne batem cu unul de la super grea. Nu se poate. Suntem o altă categorie pe zona aceasta. Adică ei sunt, au resurse mult mai multe, mult mai multe, au producție mult mai mare. Nu vom putea concura cu ei și nu cred că acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Obiectivul nostru este să ne păstrăm această poziție onorantă în clasamentul Uniunii Europene, și anume suntem a treia țară conform datelor Eurostat ca dependență de importul de resurse energetice. Doar Danemarca și Estonia stau mai bine decât noi. Eu cred că putem să depășim, cel puțin Estonia o putem depăși sigur. Deci să fim alături de Danemarca, țara din Uniunea Europeană care depinde cel mai puțin de importul de resurse. La nivel regional, dacă ne putem ajuta vecinii creind mai multă concurență pe piața lor, este foarte bine. Din resursele pe care le avem, statul să-și extragă partea în mod corect devenit, lăsând și investitorilor ceea ce merită să aibă conform riscurilor pe care le au. Și mi-aș dori, vă repet, ca o parte din acest gaz să, sau petrol să fie utilizat în România în ideea de a crea mai multe locuri de muncă, mai mare valoare adăugată, o mai mare siguranță, de exemplu, la furnizarea de îngrășăminte chimice pentru agricultură, prețuri mai competitive pentru agricultori, un efect multiplicator mai bun pentru noi. Toate acestea trebuie să fie parte dintr-un plan. La un moment dat am avut un plan în 2014, el trebuie actualizat cu dezvoltările. Nu ne gândeam atunci la Turkish Stream că va avansa așa în 2014. Nici la Marea Neagră, că vor avansa lucrurile, s-au săpat foarte multe sonde. Foarte multe sonde într-un timp scurt în Marea Neagră. Am profitat și probabil și de situația cu embargo din Rusia, în sensul că o parte din navele care trebuiau să sape în Rusia n-au mai putut să facă lucrul ăsta și au săpat în România. Dar s-au întâmplat lucrurile repede, destul de repede. Ceea ce este important în continuare, să păstrăm viteza. Să avem un plan, să ne vedem de... să încercăm să jucăm jocul nostru, ne uităm și la ce fac ceilalți, că trebuie să te uiți la ce fac ceilalți. Dar, vă repet, în raport cu toți ceilalți, mingea este la noi.